vremea respectivă toate acele statistici ale Ministerului de Interne și erau mii de persoane dispărute în 2007. Iar în 2012, tot în timpul mandatului domnului președinte Băsescu, a fost dosarul de ICOT cu cele 20 de eleve care au fost scoase la produs, șantajate de clanurile interlope și obligate prin amenințarea că li se vor da imaginile pe televizoare, că vor face... În acest moment, domnule Tonel, domnule Lazarus... Nu, numai o clipă, da, vă rog, domnule președinte. Lazarus văd că își face numărul. Nu fac numărul, astea sunt statisticile. În 2012 au fost condamnați, sunt condamnați cei din dosarul cu fetele, cu elevele. Păi nu s-a întâmplat în timpul mandatelor dumneavoastră, domnule președinte. Ziceți că e vorba de condamnat sau eu, după mintea dumneavoastră, ce trebuie să fac? Să stau să văd fiecare adolescentă ce face? Păi da, făceau adolescentele alea sau nu sunteți la curent cu dosarul? Alea au fost răpite, domnule președinte. Au fost răpite, sechestrate, violate, șantajate și livrate americanilor de la Deveselu. Dumneavoastră nu știți dosarul ăla? Nu știu. Îmi pare rău. N-ar fi prima oară că nu știți ceva. Haideți, domnul Lazaru, să nu trecem acum. Știți dumneavoastră pe toate. La atacuri la persoană. Nu e un atac la persoană, dar domnul președinte a ridicat problema că numai în perioada președinției lui Iohannis și, desigur, a guvernelor PSD acum se întâmplă că sunt mult mai grave, Luis. Astea sunt deci, reverberații sunt mari între în ultima perioadă, asta a spus. Lazarus. E adevărat. Da, ești atât de mărunt pentru subiectul ăsta încât încerci să faci joacă politică de tip eu Lazarus. Eu joacă politică? Păi eu am făcut politică vreodată. Când discutăm un subiect extrem eu de grav. Eu am făcut politică vreodată, domnul președinte? Nu poți fi și om? Da, dumneavoastră puteți fi om? Sau eu faceți sunt... tot circul ăla de la Gustolojan când l-ați tras pe bară ca să candidați dumneavoastră? Că văd că iar plângeți pe la tine. Domnul Lazarus. Iar faceți... Luis Lazarus. Era vreo de o mașină. E vorba de niște fete care au murit. Doamnă, vă doresc o seară plăcută. V-am de la bun început. Țara este în situația în care este. Oamenii ăștia își plâng. Nici nu știu ce să-și plângă. Dacă fetele alea sunt moarte, dacă or fi vii. Alexandru Cumpănașu, familia lui Izei. Haide să nu amplificăm acest circ național. Dar nu amplificăm, îi mulțumesc președintelui. Îl mulțumesc președintelui Traian Băsescu. Doamnă, vă mulțumesc lucrurile în ordine. Îi mulțumesc președintelui Traian Băsescu. Că... Poate vorbim și de 100 de NUP-uri pe care le-ați dat lui Bot. Domnul Lazarus. De ce nu stați să discutați cu noi? Mi s-a alăturat. Fugiți acum. Alexandru Cumpănașu. Să dați seamă Luis românilor. Lazarus. Să afle și românii ce s-a întâmplat în timpul mandatelor Lazarus. Dumneavoastră. Nu, te rog frumos. Cum a luat Bergea Mondial 100 de NUP-uri? Nu vreau să de a stăia microfonul, dar... Explice cum a luat Bergea Mondial 100 de NUP-uri. Domnul Lazarus. Credeți că în vremea domniei sale nu se întâmplau lucrurile astea? Se întâmplă nimic decât acum. Sunt nevoită să te scot din studio. Nu e rușine. Domnul Lazarus. Câte NUP-uri a luat Bergea Mondial? Păi eu să știu, frate, ce eu dau NUP-uri. Dar de fratele dumneavoastră știți, a avut ceva, vreo problemă? Luis Lazarus! A avut și a făcut pușcărie. V-am rugat! Da? Și vi se pare normal cum ca fratele președintele cum tu ai scăpat de pușcărie când trebuia să o faci? Să aibă cu interlopii și să ia bani de la ei? Eu cred că avem altceva de dezbătut aici. Domnule Lazarus! Dacă nu aici este iarăși o problemă. Nu, doamna, am o rugăminte. De fapt, îl încurajați pe Lazarus, ne luându-i emisia. Lăsați un verbedeu, testați între pe post. Mă și loc pe colegii mei din regie în acest moment. Domnule Lazarus, vă rog frumos să vă liniștiți pentru că altfel vă dau afară din studio. Vă dau afară din studio. V-am rugat, să nu facem circ aici. Din moment ce țara asta... La fileu, Luis ca să Lazarus. Să ne povestească despre cum a turnat. Mă văd nevoită să merg la Alexandru Cumpănașu. Domnule Lazarus, vă rog frumos. Mi s-a lăturat aici Alexandru Cumpănașu, în același timp îl salut și pe ziaristul Ion Spânu, a ajuns acolo la...